Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Haideți să vedem ce mesaje avem în acest moment pentru tine, ce dorește Universul să îți transmită în acest moment. Hai să vedem. Să vedem puțin relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Să vedem ce trebuie tu să știi în momentul de față. Wow! Văd aici foarte multă comunicare. Sau, mai bine spus, văd că totul este foarte strâns între voi. Totul este foarte intens, totul este foarte profund. Văd ceva sincer, dar văd și niște probleme. În primul rând, în legătură cu un mesaj, văd niște probleme legate de o scrisoare, da? Legate de o conversație pe care tu o ai. Aici, cineva te minte în legătură cu o problemă. Poate să fie ceva legat de locul de muncă, poate să fie cealaltă persoană care îți ascunde ceva sau poate se află într-o perioadă în care uite, încearcă aici pe cât de mult posibil să comunice cu tine, încearcă să își găsească timp, însă văd și pe cineva care te înțelege foarte greu. Ori este o diferență de limbă între voi, ori discutăm despre faptul că această persoană pur și simplu este influențată de către cineva. Foarte interesant, da? Văd aici un secret, văd aici o, o soluție pe care voi urmează să o găsiți, dar totuși simt că există o legătură puternică între tine și cineva anume. Tu văd că țintești undeva sus, tu ești o persoană foarte respectată în societatea din care faci parte, în cercul de prieteni din care faci parte. Ceilalți te văd foarte bine, ceilalți uh, chiar consideră că ești o persoană aparte. Văd aici că ai țeluri foarte înalte, îți dorești foarte mult să ajungi undeva sus și asta e de bine, Cealaltă persoană, văd că își dorește aici foarte multă iubire. Îți transmite tot felul de mesaje prin care tu ar trebui să conștientizezi că este interesat de tine. Tot această carte îmi spune despre cineva care își calculează foarte bine vorbele. Dacă ești într-o relație cu cineva, să știi că această persoană simte că tu ești destinul lui sau destinul ei. Mai văd faptul că acest om la care tu te gândești este foarte impactat, este foarte impresionat de ceea ce tu oferi. Asta se vede foarte clar, foarte, foarte clar. Consideră că ești lumea lui, da? Hai să vedem puțin în inima ta pe tine. Te văd puțin supărat sau supărat aici pentru că nu prea înțelegi ceva anume. Uh, văd niște persoane care îți fură din strălucire, văd niște persoane care uh, nu-ți sunt de folos. Atenție puțin în plan personal. Ai niște prieteni, ai niște persoane prin jurul tău care profită de un anumit succes pe care tu îl ai, și din acest motiv. Și s-ar recomanda să fii mult mai precaut cu felul în care tu comunici. Da? Foarte, foarte important acest aspect, să nu uiți. În legătură cu această persoană, nu știu, ori ești a treia persoană în relație, ori te simți că nu ești suficient de apreciat sau apreciată. În alte cazuri văd că nu înțelegi foarte bine cum stau lucrurile, nu îți dai seama cum anume ar trebui să acționezi. Văd întâlniri ascunse, întâlniri la o vreme de seară. E foarte ciudat aici. Văd că stii viața personală foarte mult ascunsă. Nu foarte mulți oameni cunosc cu adevărat ceea ce tu faci acasă, cu prietenii. Ești foarte ascuns. Uite, aici văd pe cineva care se pregătește să vină către tine. Este cineva care are intenții, uite, foarte serioase. Cineva care vrea să te ajute, poate această persoană își dorește o întâlnire cu tine sau mai văd aici că face o schimbare foarte mare în viața lui sau în viața ei. Ai o persoană pe care te poți baza, este o persoană care se află în momentul de față, într-o altă cultură, într-un alt oraș, într-o altă țară și acest om vrea neapărat ceva stabil cu tine. Poate discutăm doar de cineva care face multe drumuri, cineva care călătorește foarte mult. Aici nu prea îmi place că acest om îți ascunde ceva sau un plan profesional pentru tine să știi că se întâmplă tot felul de lucruri. Uite, viața ta e plină cu magie. Da? E plină cu magie. Uh, poate ai legătură aici și cu o persoană care se comportă foarte imatur. Adică este o persoană pe care nu prea te poți baza. Dar nu simt că e vorba de aceeași energie. Da? Nu simt că este vorba de aceeași energie. Dacă ești femeie, să știi că acest bărbat îți apreciază foarte mult feminitatea, energia pe care tu o emani. Acest om apreciază foarte mult. Modul în care tu comunici, modul în care tu acționezi. Dacă ești o persoană singură, vezi că poate să apară cineva, dar atenție la acest om, pentru că uh, poate avea niște intenții ascunse, poate avea niște intenții legate de o iubire trecătoare, o iubire rapidă, deci nu sunt lucruri serioase sau poate să fie vorba, uite, de o de o persoană care are probleme într-o căsătorie, sau are probleme în cadrul unei relații, foarte clar acest aspect. Deci atenție pe așa ceva, sau e cineva care nu vrea neapărat ceva stabil. Dacă ești împreună cu o persoană care încă mai are probleme din fosta relație, vezi că acestea sunt de mult timp acolo și eu cred că vor mai dura, da? vor mai dura. Aici simt să spun și se, se și vede că cineva ți ascunde anumite mesaje, cineva ți ascunde anumite elemente aici. Se vede foarte clar acest aspect. Hai să vedem ce va fi în continuare. Ok, Văd aici că voi doi aveți, sau mă rog, o să aveți un obiectiv comun, o să faceți o activitate comună, ceva frumos, amândoi. Văd aici o puternică legătură cu uh, străinătatea. Alții poate vreți să vă oficializați această relație. Da? Și uite, în următoarea perioadă, văd o înțelepciune foarte mare din partea ta în legătură cu o situație, și tu o să spui aici ce te deranjează, o să spui. Ce nu este în regulă, da? În următoarea perioadă, uite, vei fi foarte mult prins pe niște activități în casă, în familie, te vei frământa în interiorul tău, vei căuta anumite soluții. Chiar dacă ai întrebat de muncă, chiar dacă ai întrebat de, de dragoste, să știi că aici, cu aceste cărți, eu văd foarte clar că. Viața ta devine mult mai stabilă. Tu pur și simplu vei atinge un alt nivel al vieții tale. Vei atinge un alt nivel. Asta se vede foarte, foarte clar. Uh, în exterior, văd aici un bărbat care poate apărea în viața ta. Asta dacă ești o persoană singură, dar tot această carte poate să vorbească și despre cineva care este în stare să acționeze foarte, foarte mult. Omul ăsta ia o hotărâre foarte rapid în legătură cu tine, foarte rapid, cam în 2-3 puncte din momentul în care vezi videoclipul, adică 2-3 zile, 2-3 ore, 2-3 săptămâni, maxim 2-3 luni. Omul ăsta are o problemă aici, da? însă să știi că discuția pe care o veți avea, lucrurile care se vor întâmpla... Da? Uh. Sunt foarte benefice pentru tine, e ca și cum, uite, uh, câștigi un premiu, da, sau e ca și cum începi să strălucești, începi să fii mult mai bine. Ai parte de o realizare, de o bucurie aici, uite, omul ăsta o să se bucure pentru tine. Simt multă energie masculină. Deci, dacă ești femeie, e clar vorba de un bărbat cu care vei intra în contact foarte rapid, dar dacă ești bărbat, văd aici o femeie mai masculină sau un alt bărbat care te va ajuta într-o problemă legată de bani, o problemă legată de o femeie, de ce nu? Bun, dragilor, cam acestea au fost previziunile de această dată, acestea au fost mesajele. Eu îți mulțumesc pentru atenție, nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.